De la ce sector sunteți? Credeam că numai primărie sector 6 tunde iarba și o bagă în saci. Dar văd că și de la 4. Consideră că așa e mai fain. Și nu au niște coșuri, niște găleți, ceva. Plasticul ăsta devine gunoi. De când iarba, cu tot plumbul și ce metale grele mai adună în oraș, totuși poate fi transformat în îngrășământ, măcar și pentru gazonul ăsta, pentru straturile de flori din capitală. Ia uitați-vă cât plastic au băgat în mașina aceea. La fiecare metru cub de iarbă tăiată, vreo 4-5 saci de plastic. Ca să încapă mai mult. Saci imediat se rup și devin nefolosibil după asta. Sectorul 46, halal și rușine. Și primărie sector 5 face aceeași tâmpenie. Tunde iarba și o bagă în saci. Deci, dacă e primar PSD-ist, tot irațional rămâne. Certat cu mediul. Dacă și-o pus și panou electoral Daniel Florea. Ia uite cât plastic bagă în natură. Când putea iarba asta să o ia în coșuri, să o bage în mașină și să o evacueze. Așa. De asta sunteți buni, de poluat. Halal grijă pentru oameni. Starea mediului afectează, nu-i așa? Sănătatea, bunăstarea oamenilor. Și aici la monumentul lui Tudor Vladimirescu își face tot felul de lansări, evenimente publice, propagandistice.